Astăzi este ziua Adelinei, un eveniment îndelung discutat și întors pe toate părțile, la care unii vor să participe, iar alții nu. Deci, e ziua lui Adelina? Fie sănătoasă Dumnezeu să-i dea gânduri bune, noroc și tot ce-și dorește ea. Da, nu pot să particip. Și nu e din răutate, e că nu pot. Și decât să fiu fals acolo, ha-ha-ha, mai bine. Eu nu pot să fac lucruri la comandă și lucruri pe care nu le simt. La urmă, totuși trăim în aceeași casă, știi? Dar eu nu pot, Ana, să fiu altfel decât sunt eu. Dacă nu simt, când un om nu-mi place, nu-mi place. Până la urmă, nu sunt obligată să stau la aceeași masă cu cineva pe care nu-l plac. Nu pot să dau din mâine așa ca prostul și să cânt la mulți ani dacă nu simt. Asta ar însemna să nu mai fiu eu. Nu pot să am prezență de complezență. Voi faceți ce simțiți, ce credeți voi. Prost, mai bine stau. Doar de chestia că stăm în aceeași casă. Oricum, nici eu nu s-ar bucura dacă ar fi ziua mea azi și mai ales să mă vad cu Alex de mâine. Ei, despre asta e vorba. Și de asta nici nu cred că particip nici eu. E penibilă situația, adică dacă eu nu eram cu Alex, nu aveam de ce. Dar de asta ea se comportă așa. Nu știu, eu fac eforturi, știi, ca să nu... Și mă strânește cu orice chestie și ea nu face niciun efort, știi, să... Adică eu chiar asta era un efort de-a meu să fiu prezentă. Pa, ce să fac efort pentru cineva care oricum pe mine nu mă interesează. Câteva minute mai târziu, fetele păreau sigure pe alegerea lor, însă doamna Rodica nu prea accepta scuze nefondate. Voi nu mergeți? Nu. Păi îmbracă-te că la 12 avem aniversă. Nu vii? De ce? Mie mi-e prea somn, l-am trezit la... Nu mai fiți de rele. Hai. Nu mai vorba de răutate. Că e ziua ei. Nu particip. Nici tu, Duduca? Mireasa anului. Mătușa, eu strează de la 7. E, asta e, bă, și motive ați găsit? Pe terasă, doamnele Rodica și Gabriela discutau despre același subiect, cu tot cu explicații și motivații. Eu nu particip. De ce? Că nu simt, că nu pot. Să dau din palme așa ca paiața să nu simt, nu pot. Dificile sunteți. Nu sunt dificile. Dușmăneală? Nu, 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 că eu nu știu să dușmănesc și nu știu să urăsc. Nu, 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 nu. Eu dacă te-aș dușmăni pe tine, mi-aș dușmăni sufletul meu. Deci nu dușmănesc. Dar dacă nu simt și nu pot... Așadar, recapitulăm. Ana și doamna Gabi sunt cele care au rămas până la urmă în cameră, iar sărbătorita avea motivele ei pentru a întârzia la ziua ei. Hai, lasă-ți papuci, că acum deja mă nervez. Păi de ce nu mi-ai adus, frate? Că de-aia, că n-am mai putut să urc. Mă supăr, nu ies așa, pentru că ești culmea. Păi ești cu culmea. Cine e în tocuri? Uite-o cum e. Doamne ferește, ești în șlap, e așa, oricum te vede toată antena Play, nu înțeleg. Aoleu, perfect! Lasă, lasă, lasă. Legați-i repede până îi leg eu pe ăsta. Unde-o fac asta? Mulțumesc tuturor, vă mulțumesc din tot sufletul. Hai, dragă, la mulți ani. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc tuturor. Capricile iubirii. De ce n-ați participat, doamnelor? Nimic de explicat, exact ce am spus. Asta pot să spun în continuare. Dacă eu nu simt să fac un lucru, nu-l fac. Nici afară, nici oriunde. Mă bucur că nu au participat, deoarece prezența lor mi-ar fi stricat starea. Tocmai la asta m-am gândit și eu. Adică nu e ca și cum tot timpul în casă noi ne înțelegem și acum deodată ne prefacem. Exact, adică de ce să ne prefacem? Eu nu pot să fiu prefăcută.
Și atâta timp cât în casă se întâmplă ce se întâmplă, eu dacă o tratez pe ea cu bun simț, ea nu mă tratează pe mine și nu numai pe mine. Părerea mea e că nu are bun simț față de nimeni din casa aceea, dar în orice caz, mă refer vis-a-vis de mine, nu doresc să mă prefac, că, adică eu oricum nu-i port ei niciun gând rău, îi doresc la mulți ani și tot ce își dorește, la fel. Însă nu mă pot preface să fiu acolo, să-i cânt la mulți ani, să mă bucur, când probabil oricum nu i-ar fi făcut plăcere să mă vadă de ziua ei de mână cu Alex, adică eu chiar nu doresc să-i fac ei niciun fel de rău sau cine știe ce mai crede ea. Pentru mine relația e încheiată de mult, adică chiar să nu mă interesează, doar că prezența ăsta. Ta nu mi-ar fi dat o dispoziție necesară. Mi-am dat și seama. Păi, mi-am dat seama. Perfect, la fel și prezența doamnei Gabi. Nu m-am atacat, dar văd că spui că eu am un comportament... Din moment ce comentezi, înseamnă că te-ai atacat. Vezi că ești foarte aprinsă. Nu, tu cum deschide eu gura, tu deja începi să spui lucruri. Mie nu-mi face plăcere că mă aflu în seara asta aici, alături de aceste două persoane. Și vedeți, nu am ce să discut. Adică cum aș fi putut eu să fiu acolo să-i spun la mulți ani când ea îmi vorbește așa? Eu îți vorbesc așa? Da. Mai înainte mi-ai spus că eu nu am respect sau ceva de genul. Chiar nu ai. Merit? Nici în momentul ăsta nu ai. Dar nu ți l-am cerut oricum. E vorba de bun simț în primul rând. Pentru mine nu există, adică eu nu te văd. Fetelor, voi știți... Ce vrei să fac acum? Voi știți că de fapt sunteți reflexia faptelor voastre? Bineînțeles, întotdeauna. Și mai e o vorbă, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Adică, nu știu, eu... Da. Eu nu zic, fiecare face cum consideră de cuvință, dar... Din respect pentru că am fost împreună în acea casă, ar fi putut... Măcar să coboare, să cânte la mulți ani și... M-ar fi deranjat. Eu nu fac lucruri din falsitate. Adică dacă aș fi făcut lucrul acela, ar fi însemnat că încerc să fiu altfel decât sunt. Adică probabil oamenii de acasă au văzut cum sunt eu. Sunt întotdeauna asumată, sinceră. Iar dacă aș fi fost acolo în casă, probabil oamenii și-ar fi pus un semn de întrebare. De ce în momentul acela aleg să mă comport așa vis-a-vis de cum de fapt... Îmi doresc. Dar tu inițial până să zică doamna Gabi că nu merge la petrecere, inițial ai fi vrut să mergi la petrecere, poate din inerție, poate că nu te-ai fi gândit, poate că mie mi se pare că parcă te-ai agățat așa un pic de ce a spus doamna Gabi și ai zis, mi-a ridicat-o la fileu, hai să o prind și eu repede, ce bine îmi pare. Într-adevăr, așa se poate vedea, pentru că din exterior normal. Prima oară Anca mi-a făcut întrebarea, eram la baie și spunându-mi, mi-a zis că vor să o sărbătorească pe Adina, am zis, da, a fost un da. Ulterior, după ce am plecat de acolo, mi-am dat... Dar ce, Adelina nu merită să fie sărbătorită sau cum? Bineînțeles, dar eu nu am spus tocmai. Am zis, eu nu-mi doream să-i stric ei, pentru că știu că nu are niște sentimente bune față de mine. Hai să vorbim despre altceva, că, ok, am înțeles care este ideea voastră vis-a-vis de treaba asta și până la urmă fiecare face ce consideră de cuvință. Dar faptul că Alex a venit acolo... Unde? La petrecere, unde? Despre ce vorbim? Despre... Alex a avut respect, ceea ce nu... Dar nu mai vorbi, te rog frumos, despre cum sunt eu. Da, Alex este liber să facă ce dorește. Normal, ei au avut o relație. Este absolut normal ca să poată să-și dea bună ziua, să-și dea un la mulți ani. Eu cu Adelina nu am nimic. Adică nu sunt obligată să fac lucruri pe care nu le doresc, cu niciun fel de rea intenție. Alex foarte bine că i-a urat la mulți ani. Adică e normal, oamenii aceia au avut ceva. E... Bun. Okay. Hai să auzim... mesajele de... Da, în primul rând vreau să-i spun și eu la mulți ani Adelinei să fie sănătoasă și fericită și repede citesc. Mulțumesc! La mulți ani frumos și copil frumos! La mulți ani Adelina, mulți ani înainte frumos și fericiți! Toată lumea este prezentă, mai puțin două persoane, Ana și Raluca. Raluca a venit puțin mai târziu și a spus la mulți ani. Ana nu a venit. Ce caracter urât are favorita publicului. La mulți ani Adelina! Păi de ce să facă ceva ce nu simte? Dacă nu faci cu plăcere, mai bine nu o faci. Dar ea când s-a bucurat de ieșirea Isidorei n-a făcut la fel, adică ce a simțit, mai bine adevărat decât fals. Ce îi poți cere Anei? Nu cred că o durea gura să-i spună, până și Ion i-a spus, dar va veni și ziua ei. La mulți ani, Adelina, felicitări tuturor celor care au felicitat-o. Rușine Anei și confidentei care nu au fost prezente. Felicitări și lui Alexandru, așa se văd adevăratele caractere. La mulți ani, Adelina, să fii sănătoasă, că vei fi și fericită. La mulți ani superbi, Adelina, fii puternică și rămâi același suflet frumos. Să ți se îndeplinească toate visele și să fii fericită. Un copil încă inocent, dar cald, prietenos și inimos.